Un motociclist a ajuns la spital ieri după amiază în urma unui accident rutier care s-a produs la intersecția străzilor Vederii cu Vintilă Vodă din municipiul Slatina. În incident au fost implicate un autoturism și o motocicletă. În urma impactului, motociclistul în vârstă de 56 de ani din Caracal a ajuns la spital. Paramedicii din cadrul SMUR Slatina au intervenit pentru acordarea primului ajutor în urma unui accident rutier produs în Slatina, în care au fost implicate un autoturism și un motociclist. În urma coliziunii, motociclistul a suferit o fractură la membrul inferior drept și a fost transportat de către paramedicii SMUR la unitatea de primiri urgențe Slatina. Tot în acest weekend, pompierii de la Garda Balș au intervenit mai bine de 3 ore pentru stingerea unui incendiu. Acesta a izbucnit sâmbătă noaptea în cartierul Teiș din orașul Balș și s-a manifestat la aproximativ 20 de hectare de miriște și vegetație uscată. Militarii au acționat cu auto specială cu apă și spumă, dar și cu mijloace individuale de stingere.